În această dimineață vom vorbi despre legătura dintre transpirație și acne. Of, este o legătură de... Nu, este într-adevăr o legătură. Dar deocamdată avem noroc că primăvara este afară cu multă zăpadă, deci nu se pune așa de mult problema transpirației. Dar în curând, cu siguranță, o să transpirăm și o să ne apară tot felul de bubițe pe față. De ce? Pentru că excesul de sebum practic duce la asfixierea porilor, astfel încât el rămâne cantonat la nivelul foliculului pilos, se infectează cu germenii saprofiți de la nivelul feței și apar acele bubițe pline de puroi. Hei! Așa, bun. Și atunci, această transpirație practic afectează sau nu bubițele care ne apar pe față, pe corp? Bineînțeles că influențează foarte mult, de aceea trebuie o igienă cât mai riguroasă, adică să nu lăsăm acea transpirație prea mult la nivelul corpului nostru. Este vorba de transpirația inclusiv la nivelul axilei, pentru că și la nivelul axilei se pot forma acele coșulețe, apar furuncule, hidrosadenite și tot felul de alte probleme. Pentru că transpirația și cu celulele noastre sunt un foarte bun mediul de cultură pentru tot ce înseamnă bacterii. Uh-huh. Doamna doctor, dar aceste coșuri, din ce am citit, la un moment dat pot provoca această foliculită. Exact. Despre ce este vorba? Ce înseamnă, deci, mai inflamația foliculului, adică rădăcina firului de păr sau porul acela, se inflamează, se infectează datorită faptului că transpirația, cum am spus, este un mediu extrem de bun de cultură pentru diverse microorganisme. Acnea lasă acele găuri în față? Poate să lase, într-adevăr. Sau cum se numesc? Cicatricile acneice pot să apară datorită faptului că oamenii nu-și tratează acnea la timp. Spun, la pubertate, lasă, dumne, că o să-i treacă când s-o mărita sau când s-o însura. Este greșit. Acnea trebuie tratată încă din copilărie. Copilul trebuie instruit să aibă o igienă riguroasă. Copilul trebuie instruit să se curețe în fiecare seară, să nu apeleze la machiaje, la tot felul de produse care nu sunt pentru vârsta lor, și trebuie neapărat să învețe cum se face această igienă. Apă, săpun, ce fel de săpun îi trebuie, pentru că sunt mulți care se spală cu săpun cu care se spală pe mâini, se spală și pe față. De foarte multe ori se întâmplă ca acea piele să se deshidrateze și în momentul deshidratării nu se întâmplă altceva decât primul strat de celule de la nivelul exterior se usucă, deci sunt strat peste strat, secreția de sebum în timpul transpirației și așa mai departe nu se mai poate realiza. În felul acesta se cantonează și se mărește acel folicul pilos și apar coșurile. E corect să ne spargem noi singuri coșurile? Nu este corect să le spargem singuri acasă, deci să le extragem singuri acasă. Eu, de exemplu, ca și tratamente dermatocosmetice, practic fac un peeling enzimatic, ultrasonoforez astfel încât să se lichefieze acel coșuleț, acel... Să fie extras tot, puroiul de acolo, nu? Să fie extras tot, dezinfecție, totul trebuie cu mănuși sterile, comprese sterile, adică nu putem să ne scoatem un coșuleț în fața oglinzii în lift și după aceea, bineînțeles, punem mâna și mai dăm riscăm și la alții. Riscăm să se întindă? Nu numai că riscăm noi să ni se întindă nouă, pentru că noi greșim, dar dăm și la alții tot felul da? De... Bineînțeles, ia gândește-te, tu, de exemplu, ți-ai făcut o manicură și pui mâna pe clanța de la lift după ce unul și-a stors coșul în lift. Îți dai seama, puroiul ăla și sângele ăla, poți să faci un panarițiu foarte un bine. Un focar de infecție. Este un focar de infecție, de aceea
condițiile în care trebuie extrase aceste probleme trebuie de igienă maximă. De exemplu, la sala de sport, pentru că fetele vor să arate foarte bine, că se apropie vara. Pun mâna pe tot felul de aparate, transpiră foarte mult și, na, inclusiv cu prosopul, care mă gândesc că și el are multe microbi, dar cu mâna instinctiv dai. Da. Deci, în primul rând, cele care merg la sală, este bine să meargă nefardat. Deci, fără fondeten pe față. Cum ajungem la sala de sport, este foarte important să ne ștergem bine de tot pe față, plus minus să ne spălăm sau să ne demachiem, astfel încât să nu avem fondul de ten, pudra și tot felul de alte microorganisme la nivelul feței. Să nu uităm că de multe ori călcăm cu piciorul, ba încălțat în sala de sport, există un praf care este contaminat cu tot felul de bacterii, iar noi când ne ștergem cu prosopul pe care l-am aruncat pe jos, aducem bacteriile de pe jos, pe față. Ca să nu mai spun că punem mâna și pe acele greutăți, nu, care sunt folosite acele de multe greutăți, alte persoane, punem mâna pe față și de aici poate... De foarte multe ori se întâmplă ca și sportivii, mari sportivi, să aibă această problemă la nivelul feței. Mulți dintre sportivi se șterg cu tricoul. Am văzut foarte multă lume la sală făcând acest lucru. E mai bine decât să ne șergem cu prosopul? Nu, este cel mai important să ne luăm niște șervețele umede, speciale pentru față sau cele de copii, da. Sau să ne luăm șervețelele acelea cosmetice de hârtie, să nu folosim prosopul. Mai ales pentru cei care au acnee, este contraindicat să se șteargă cu prosopul la nivelul feței. De ce? Că rup anumite coșulețe, rămân bacteriile pe prosop și ne reinfectăm de multe ori și în alte zone, pe gât, pe piept, pe spate, depinde unde îl folosim acel prosop. Da, la fel și cu gospodinele, la cratiță, transpiră, folosești șorțul, se șterg ori cu șorțul, ori cu prosopul de bucătărie, ori cu mână. Da, ele... Se șterg așa, dar ele sunt în casă și sunt majoritatea fără machiaje și la bucătărie au mâinile de multe ori curate. A, și atunci nu este o problemă. Nu este aceeași problemă pe care o avem în momentul în care mergem la sala de sport, când mergem, nu alergăm știu, în parc. În parc. Sau ești pur și simplu la o plimbare, că na, mergând mult pe jos sau eu știu... Transpir. Da, eu sfătuiesc oamenii în momentul în care au tendința de transpirație excesivă să-și facă măcar de două ori pe săptămână niște băi cu bicarbonat de sodiu, acel bicarbonat de bucătărie. De exemplu, sunt mulți care stau în cadă, da. Să-și pună apă și să pună cam un pliculeț de 100 de grame de bicarbonat, să lase să se dizolve și să intre acolo. Acele persoane nu or să mai transpire la fel de tare și mirosul de transpirație va fi aproape imperceptibil. Doamna doctor, în toată combinația asta cu transpirația vine și părul, pe care noi, fetele, da, în general, îl lăsăm liber. Fie că mergem la sală, de multe ori uităm să-l prindem. E greșit? Acesta poate întreține infecția? Părul este... Aș putea să spun că la nivelul firului de păr sunt cele mai multe bacterii. De ce? Pentru că părul nu se spală în fiecare zi. Părul ne apără pe noi de tot ceea ce înseamnă praf, mizerie de afară. Deci el este prima barieră, ca și pielea, pentru microorganisme. Cel mai bine este ca părul să fie strâns în momentul în care mergem la sală. Cel mai bine ar fi ca părul, când se spală, să nu se spele persoana cu capul, astfel încât să-i curgă mizeria de pe față, de pe păr pe față. Deci părul trebuie spălat cu capul pe spate, astfel încât să nu ne curgă șamponul cu primele mizerii pe față, mai ales dacă avem o acnee. De cele mai multe ori, femeile folosesc tot felul de, nu știu, leacuri băbești, să le spunem. O cremă cu cafea sau cremă cu zahăr brun sau tot felul de, nu știu, lucruri acestea care zgârie tenul. Că le spun, curăță punctele negru, curăță coșurile, curăță tenul, te demachezi mai simplu, sunt reale. Am auzit de pastă de dinți și de usturoi pe lângă. Usturoiul este un arsenic foarte bun și un dezinfectant. Dar foarte mare atenție, pentru că el poate să ardă zona